1 Samuel, capitolul 8. Cartea 1 Samuel, capitolul 8. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioiel și al doilea Abia. Ei erau judecători la Berșeba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne judece cum au toate neamurile. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ziceau, dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel, ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna de când i-am scos din Egipt până în ziua de astăzi. M-au părăsit și au slujit altor dumnezei. Ascultă-le glasul, deci, dar înștiințează-i și fă-le cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei. Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care îi cerea un împărat. El a zis, iată care va fi dreptul împăratului care va domni peste voi. El va lua pe fiii voștri, îi va pune la carele sale și între călăreții lui ca să alerge înaintea carului lui. Îi va pune căpetenii peste 1000 și căpetenii peste 50 și va întrebuința la aratul pământurilor lui, la seceratul bucatelor lui, la facerea armelor lui de război și a uneltelor carelor lui. Va lua pe fetele voastre să-i facă miresme de mâncare și pâine. Va lua cea mai bună parte din câmpiile voastre, din viile voastre și din măslinii voștri și o va da slujitorilor lui. Va lua zecioală din rodul semințelor și viilor voastre și o va da famenilor și slujitorilor lui. Va lua pe robii și roabele voastre cei mai buni, boii și măgarii ai voștri și va întrebuința la lucrările lui. Va lua zecioală din oile voastre și voi înși vă veți fi slujile lui. Și atunci veți striga împotriva împăratului vostru pe care veți alege, dar Domnul nu vă va asculta. Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. Samuel, după ce a auzit cuvintele acestea, cuvintele poporului, le-a spus în auzul Domnului. Și Domnul a zis lui Samuel, ascultă-le glasul și pune un împărat peste ei. Și Samuel a zis bărbaților lui Israel, duceți-vă fiecare în cetatea lui. Amin. În această dimineață aș vrea să ne uităm la un subiect foarte important, o formă foarte ciudată de a te lepăda de Dumnezeu, pe care ne-o prezintă textul acesta. Vreau să ne uităm în primul rând la versetul 1, la versetul 3, dar discutând despre lepădarea de Dumnezeu, la ceea ce a provocat poporul Israel și bătrânii poporului să facă ceea ce au făcut. Și uitați-vă, primul aspect pe care vreau să-l subliniez este caracterul conducerii poporului Israel. Când a îmbătrânit Samuel, spune Scriptura, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioiel și al doilea Abia, ei erau judecători la Berșeba. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Observați în primul rând o presiune în viața lui Samuel, a îmbătrânit. Și Samuel simte presiunea asta a bătrâneții, vede funcția aceea importantă de judecător în poporul Israel, care trebuia împlinită. Și presiunea aceasta a bătrâneții îl face să ia anumite decizii care nu au fost tocmai corecte. Și aici trebuie să învățăm fiecare dintre noi să luăm decizii datorită principiilor, nu datorită presiunii contextului în care ne aflăm. Să luăm decizii datorită principiilor, nu datorită presiunii contextului în care ne aflăm. Presiunea bătrâneții este o presiune importantă. Mai sunt și alte presiuni care vin peste viața noastră la un moment dat și contextul respectiv te poate împinge să iei o decizie care este greșită. Observați apoi că Samuel ia o decizie bazată pe o gândire naturală, nu duhovnicească. Este adevărat că cel mai normal lucru este să te gândești la binele celor din casa ta, nu? Și este cel mai normal ca să pui într-un loc de încredere pe cineva din casa ta, că ei sunt cei mai de încredere, nu? În ei e cea mai mare încredere, că îi cunoști, ai trăit cu ei. Tu i-ai crescut, au fost sub privirea ta. E cel mai normal să dorești ca fiii tăi să vină și să pună mâna
pe o funcție importantă. Nu în sensul de a pune mâna într-un mod abuziv. Dar aceasta este o gândire naturală, nu este o gândire duhovnicească. Gândirea duhovnicească este bazată pe o percepere a nevoilor care sunt în poporul lui Dumnezeu și pe a înțelege care sunt oamenii cei mai potriviți în locul acela. Gândirea naturală spune, eu am fost păstor, cel mai potrivit în locul meu să fie păstor cine? Fiul meu. Eu nu mai îmi pun întrebarea, l-o chema Dumnezeu să facă lucrul ăsta? Nu mai contează. Eu am fost organist, eu am fost nu știu ce. Gândirea naturală te împinge să spui, domnule, cea mai potrivită persoană în locul ăsta e o persoană pe care eu o cunosc, în care am investit. Și probabil că copiii mei ar fi cei mai potriviți. Asta e gândirea naturală. Gândirea duhovnicească este să primești de la Duhul Sfânt înțelepciunea asta și să vezi omul potrivit la locul potrivit. Chiar dacă nu-s copiii tăi, chiar dacă nu-s neamurile tale. Asta este gândirea duhovnicească. Gândirea cealaltă, nu vreau să spun că este greșită, este naturală. E normală. Numai că nu trebuie aplicată în poporul lui Dumnezeu. Și uitați-vă că tocmai aici a falimentat Samuel. A pus în funcțiile acestea niște oameni, pe fiii lui, care nu erau potriviți pentru asta. Uitați-vă apoi la, foarte important, Biblia ne prezintă numele care le dă Samuel la fiii lui. Pe primul a numit Ioel, care înseamnă Dumnezeu este Iahve sau Jehova este Dumnezeu, asta înseamnă Ioel. Iar numele Abia înseamnă Dumnezeu este tatăl meu. Nume frumoase, nu? Nume frumoase. Samuel pune niște nume copiilor lui care arată într-un fel așteptările lui. Și arată dorințele lui. Și arată dorința ca fiul lui să fie într-un anume fel. Dumnezeu să fie tatăl lor, că asta era numele unuia. Iahve este Dumnezeu. Arată supremația lui Dumnezeu, exclusivitatea singurului Dumnezeu. Și eu i-am pus la puiuțul meu nume, nu i-am pus așa iurea, mi-a venit și mie, îmi place numele ăsta, nu. I-am pus niște nume că m-am gândit la ceva când i-am pus numele astea. Numai că vedeți, există o diferență între așteptările pe care noi le avem de la copiii noștri și realitate. Tu poți să spui, aștept de la copilul meu să fie un geniu. Asta nu înseamnă că e un geniu. Așteptarea ta e una, realitatea e alta. Tu poți să spui, am așteptare la fiii mei să aibă 10 pe linie. Așteptarea ta e una, e bună așteptarea ta. Întrebarea este, care este realitatea? Da, Ioel purta numele acesta extraordinar. Iahve este Dumnezeu. Abia purta numele acesta extraordinar. Tatăl meu este Dumnezeu. Dar când te uitai la viața lui, rămâneai cu mari semne de întrebare. Și trebuie să învățăm și lecția aceasta. Așteptările noastre nu sunt totuna cu realitatea. S-ar putea să dorim așa de mult să vedem în copiii noștri ceva, așa de mult să dorim să vedem în copiii noștri ceva, că ajungem să credem că ei sunt așa. Când ei, în fapt, nu sunt așa. Apoi mai uitați-vă la un aspect în textul acesta. Foarte important. Ce mi se pare mie interesant la Samuel, și nu îl înțeleg pe Samuel la punctul ăsta, Samuel a fost chemat de Dumnezeu să fie proroc. Samuel a înțeles că Dumnezeu e acela care cheamă. De ce Samuel nu s-a dus să stea înaintea Domnului și să-ți întrebe, Doamne, care sunt cei mai potriviți oameni ca să fie judecători în Israel? Eu am fost chemat de tine, eu nu m-am pus eu singur aici, eu eram un copil, eu nici n-am știut. Doamne, Tu m-ai chemat, Tu m-ai pus în locul ăsta. Care crezi Tu că sunt cei mai potriviți oameni să fie în locul acesta? S-ar putea să fim foarte ușor influențați de o gândire lumească sau naturală sau normală sau firească sau cum mai vreți dumneavoastră să o numim și să punem în funcții oameni care nu sunt potriviți. S-a citat, cred că dimineață, textul acesta care spune rugați pe Domnul secerișului ce să facă? Să scoată lucrători. Dumnezeu nu ne-a spus duceți-vă voi să scoateți lucrători. Nu. Dumnezeu a spus să ne rugăm ca El să-i scoată. Treaba noastră e să ne rugăm. Dumnezeu îi scoate. Dumnezeu îi scoate, la un moment dat îi vezi că se ridică oamenii. Treaba noastră e să ne rugăm pentru ei. Și Dumnezeu în taină, în ascuns, pregătește oameni potriviți pentru toate lucrările și slujirile din adunare. Dacă ar fi să facă o aplicație pentru noi. Treaba noastră este să ne rugăm. De asta ne-a rugat de dimineața asta. Treaba noastră este importantă, să ne rugăm. Doamne, pregătește omul potrivit pentru asta, pentru asta, pentru asta, pentru orice slujire. Și Dumnezeu să-i pregătească. Și să știți, dacă e nevoie, Dumnezeu o să aducă din honul lui un om potrivit pentru o slujire, dacă nu este unul aici. Dacă noi ne rugăm.
Dumnezeu îl aduce, să știți. Pentru orice fel de slujire. Poate vi se pare o slujire banală. Și vine un om din cine știe unde și Dumnezeu îl folosește să împlinească funcția aceea potrivită. Pentru că ne-am rugat. Sau spune, de exemplu, Apostolul Pavel, prezbiterilor din Efes, să păstorească biserica Domnului, spune peste care v-a pus comitetul prezbiteri. Nu. Spune peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopii. Duhul Sfânt. Care este rolul comitetului sau conducerii bisericii și a bisericii? Rolul este unul de confirmare. De asta în Scriptură ni s-a dat 1 Timotei capitolul 3. Tit, ni s-au dat niște caracteristici ale slujitorilor duhovnicești, biserica împreună cu conducerea, deschide Scriptura, uite, 1 Timotei capitolul 3. Dacă dorește cineva să fie prezbiter, vrei să fii prezbiter? Da, bun. Și iau caracteristicile. Doamne, se potrivește? Da. Înseamnă că e chemat de Dumnezeu la slujba asta. Biserica confirmă, biserica nu cheamă ea slujitorii la slujire. Biserica confirmă, să uită și zice, domnule, ăsta ar fi potrivit. După ce ne-a lăsat Dumnezeu în Sfânta Scriptură, ăsta ar fi potrivit. Aici cred că a greșit Samuel și greșim și noi când nu Dumnezeu, ci noi vrem să ne ocupăm de a pune oamenii în funcție. Și s-ar putea să fim influențați de mentalitatea politicii vremii noastre. Și acum vedeți că DNA-ul tot scobește printre ei și tot îi târe și ce mai face cu ei acolo. De ce? Că oamenii s-au pus unii pe alții. Tot s-au pus unii pe alții. Unul cu altul. Asta a fost mentalitatea. Și foarte ușor la un moment dat să credem. Și acum nu vreau să mai intru în politica bisericească, dar e foarte ușor să ajungem să facem lucrul ăsta. E foarte ușor. Nu vă dau exemple că nu vă ajută la nimic. Ne uităm la caracterul conducerii. Și uitați-vă la oamenii aceștia. Versetul 3. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dedau la lăcomie. Frate și nouă ni se spunea în facultate, ne repeta în continuu, și în cărțile de teologie, și de predicare, și de pastorală, în continuu spunea, domnule, sunt trei păcate care îi paște pe slujitori. Sunt trei păcate. Imoralitatea, mândria și lăcomia. Și uitați-vă la oamenii ăștia. Primul păcat care îl precizează aici. Auziți ce spune. Se dedau la lăcomie. Se dedau la lăcomie. Așa se pierde caracterul, așa își pierd oamenii caracterul. S-ar putea să vezi un om și zici, domnule, e un om bun, e un om de caracter, e un om competent, e un om calificat. Dar dacă are slăbiciunea aceasta a lăcomiei, oamenii vor terfeli caracterul și îl vor face praf. Pentru că are slăbiciunea asta în viața lui, poate fi manipulat. Prin lăcomie, poate fi manipulat. Poate nu-și dorește bani, nu vă gândiți doar la bani. Poate își dorește altceva. Să vă găsi cineva care are lucrul ăla pe care și-l dorește el. Și care ar vrea cumva să-i strâmbe caracterul, care ar vrea cumva să-l mai domolească o leacă, să-l mai liniștească o leacă și știe ce-și dorește. Și vine și se pliază pe lăcomia lui și dă exact lucrul ăla. De asta slujitorii Domnului nu trebuie să fie lacom. În special să nu fie lacom, nu trebuie să fie în multe feluri. Dar în special să nu fie lacom. De asta conducătorii nu trebuie să fie lacom. Spuneți, în care e cel mai mare păcat al conducătorilor țării acestea? Care e lucru cel mai evident pentru noi? Că-s cum? Lacom, domnule. Deci când se vorbesc numai de milioane de euro, ce aia? Aia e lăcomie. Aia e lăcomie. Și noi ne întrebăm, domnule, ce poate să facă un om cu 10 milioane de euro? Eu stăteam și mă gândeam săptămâna asta. Ce poate să facă un om cu 10 milioane de euro? Tu nu știi la un moment dat ce să faci cu 20 milioane? Ce să faci cu 10 milioane de euro? Unii, ce să... Îi pui în pământ. Ce faci cu ei? Ce să faci cu 10 milioane de euro? Omul când are lăcomia asta, omul mai știe, nu știu, omul tot merge înainte, nu știu dacă iau vreo rațiune pentru lucrurile pe care le fac, habar nu am. Dacă ni-i lăcomia asta, te mănâncă pe interior și vrei mai mult. Și zici, domnule, eu mă gândesc, poate așa e mintea lui, domnule, dacă câștig contractul ăsta de 20 de milioane de euro, mă opresc. Se oprește? Nici viac. Nu se oprește. După aia zice, dar stai că am cheltuit, de fapt, o parte am dat la ăla ca să câștig contractul, o parte am dat la ăla, n-am câștigat chiar că n-am vrut eu. Dacă îl mai câștig și pe ăsta, și probabil că tot îl câștigă până vine băieții după el. Lăcomia, ăsta e primul păcat care distruge slujitorii. Mita. Auziți ce spune Scriptura. Ci se dedau la lăcomie și luau mită. Haideți să discutăm puțin despre mită. Mită. Cum e cu mita asta? Deja zâmbiți, vă văd pe toți așa, sunteți puțin inflamați. Am stat așa să m-am gândit la mita. Am luat cuvântul ăsta din ebraică de aici, care e scris pentru mită, și m-am uitat la
toate versetele din Sfânta Scriptură. De asta m-am culcat pe la două, m-am uitat la toate versetele din Scriptură să văd ce spune Biblia despre mită. Și aș vrea să nu vă lăsați înșelați. Sunt mai multe feluri de mită, unele mai periculoase decât altele. Și puteți să-mi scoateți ochii mai târziu cu ce spun acum. Sunt mai multe feluri de mită. Și vă dau un exemplu. Există o mită care o dă un om pentru o pedeapsă nejustificată sau pentru o pedeapsă exagerată. De exemplu, să faci acum mare vâlvă cu unul la care a găsit în casă la Iași 50 de lei în plus. Și i-au închis magazinul pentru 50 de lei în plus. I-au închis magazinul pentru 50 de lei în plus. Vi se pare o pedeapsă exagerată sau nu? E exagerată. Exact vorba Domnului Iisus. Eu asta văd. Exact vorba Domnului Iisus. Domnul Iisus zicea, strecurați țânțarul. Zice, un țânțar aici. O, țânțarul ăsta. Trebuie să fii pedepsit pentru țânțarul ăsta. Și zice, înghițiți cămila. Aole, cămila e mare. Ocupă-te de cămilă întâi și după aia te ocupi de, și de țânțarul ăla. Dar scoate întâi cămila din casă, că aia face putoare și mizerie. Nu stai cu cămila în casă și zici, doamne, un țânțar că mă deranjează aici. Lasă, te deranjează întâi cămila. Scoate cămila de acolo, că aia face de un milion de ori mai multă mizerie decât țânțarul ăsta. Cam asta văd eu aici. Și atunci, vedeți, când cineva vine și te presează, eu am experiența asta, nu știu, eu am o față care enervează poliția, nu știu de ce. Când mă oprește poliția, îl văd totdeauna inflamat. Că am mers cu 5 la oră peste, cu 10 la oră, totdeauna vine la inflamat. Zic, asta e fraza care o aud în continuu. Trebuie să-ți iau permisul. Dom'le, pentru orice chestie trebuie să-mi iei permisul. El trebuie să-mi ia permisul de fiecare dată când mă oprește. Și inflamat așa. Dom'le, pentru chestia asta trebuie să-ți iau permisul. Așa, ia foaia acolo și începe să scrie sus și mă uit. Dom'le, tot scrie la data aia, scrie acolo vreo jumătate de ceas la dată. Tot rămâne la dată, scrie la dată el. Îngroșează data, el așteaptă ceva acolo. Și mă, l-am amenințat pe ăsta cu iau permisul, el tot semnează data acolo, tot mai desenează pe lângă dată, mai... Da. Și atunci eu când îmi zice mie că mi-a permis, eu știu cât am de umblat când aud că mi-a permisul, zic, domnule, asta e mintea mea. Mi se pare că e exagerat. Zic, domnule, dar asta e cea mai... Asta e minima pedeapsă pe care mi-o poți da. Nu e minima, nici vorbă că nu e minima, nici măcar nu e maxima, dar el m-a trecut la altă categorie. Da. Și atunci eu, dacă îl mituiesc, eu nu-l mituiesc. Eu nu zic că e permis ce spun acum, dar eu spun ce se întâmplă cu oamenii. Omul nu-l mituiește neapărat ca să scape de o pedeapsă, că dacă îi dă 100 de lei amendă, zice, dă-mi amendă 100 de lei. Baia, mă duc să plătesc. Dar dacă îi spune că îi dă 7 milioane amendă, sau spune, oh, pentru asta îți dau 10 milioane, bă, tată, mi-i salarul. Nu poți să-mi dai, că nu rămân cu mâncare, nu poți să-mi dai. Și atunci omul îi dă mită ca să-l liniștească puțin. Și auziți ce spune Scriptura? Proverbe 21:14. Un dar făcut în taină potolește mânia. Și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. De ce e inflamat? Zici că explodează, mai are puțin și explodează în fața ta și tu te temi să explodezi în fața ta. Și atunci îl desumfli puțin. Cum îl desumfli? Nu-i dați mită. Așa fac oamenii. Îl desumflă cu mita. Asta e un fel de mită. E foarte diferită de ceea ce urmează. O altă formă de mită se dă pentru un drept al tău. Te duci la spital. Fiecare spune de experiența lui. Te duci la spital. Stai acolo un ceas, două ceasuri, trei ceasuri, patru ceasuri, cinci ceasuri. Și doamna, înainte să stai patru ceasuri, spune, doamnă, cât durează ca să iau chestia asta? Ca să nu stau acolo în brață cu copilul, numai să mă aflu în treabă. Hai, mă duc să stau în mașină, nu? Mă duc să stau acolo. Mă duc să stau în mașină, sau mă duc să ies în oraș. Mă duc să mă pun pe banc, nu mă duc să stau acolo. Și a spus 10 minute, asta zice, durează 10 minute. Și trec 10 minute, 60 de minute, 180 de minute, 300 de minute. Și nu mai vine cu foița. Mai trebuia să dea o semnătură. Și nu vine cu foița. De ce? Că nu e dat la graur să ciupească ceva acolo. Dacă el nu ciupește, nu vine. Dacă nu vede grăunțele, nu vine, nu? El vine când vede grăunțele acolo, atunci vine. Și atunci eu îi dau o ciocolată, îi dau o cafea, ce mai dăm? Nu dați bere sau din astea, nu? Nu. Îi dai ceva, de ce îi dai? Îi dai pentru un drept al tău, e dreptul tău. Tu ai asigurare, tu plătești asigurare, tu plătești o grămadă de chestii. Tu când te duci acolo, omul ar trebui să-ți dea lucrul ăla pentru care ai venit. Ok, te pune la coadă. Dom'le, stau la coadă, dar dă-mi viac. Dar dacă singur la coadă și tu stai acolo și mai bei o cafea, mai te faci că pică nu știu pe acolo și tot, bă, eu de asta am venit aici, eu de asta îmi plătesc asigurări și îmi plătesc asta ca să-mi dai foaia aia de care am nevoie, o dată pe un an am nevoie, dă-mi foaia aia, domnule.
El nu zice pe lângă asigurări, pe lângă ce dai tu, pe lângă tot. Acum ai dat tu săptămâna trecută o ciocolată, dar acum e altă săptămână. Sau e altă zi. E o zi nouă. Și trebuie să dai ceva pentru dreptul tău. E dreptul tău să primești oaia aia, dar trebuie să dai ceva pentru dreptul tău. Asta este o altfel de mită. E altfel de mită despre care vorbește Sfânta Scriptură. Acum, există, m-am uitat al treilea tip de mită și ne voi uita la cel mai grav tip de mită care îl văd eu în Sfânta Scriptură. Al treilea tip de mită este mita dată ca să faci o afacere cu cineva. Când e totul legal. De exemplu, am găsit două exemple în Sfânta Scriptură, Asa și Ahazia. Unul are problemă cu altul. Unul are problemă cu unul. Și spune că Ahazia ce-a făcut? A luat argintul și aurul din casa Domnului. Acum nu a fost bine că a luat din casa Domnului, trebuia să le ia pe lui. Dar lua la din casa Domnului, că era mai ușor de acolo, și din visteriei casei împăratului și l-a trimis ca dar împăratul Asiriei ca să-i rezolve o problemă politică. Nu exista nicio lege în imperiul ăla că n-ai voie să-i dai lui ăla niște aur ca să te scape de un necaz. Nu era nicio lege. Dumnezeu avea voie să facă treaba asta. Un președinte la altul i-a zis, bă, uite, hai, ajută-mă la treaba asta. Deci nu era nicio lege care să-l oprească să facă treaba asta. Avea nevoie de un ajutor, avea nevoie de un favor. Nu interfera cu nicio lege. Asta este un al treilea tip de mită. Dar ne uităm la al patrulea tip de mită. Și aș vrea să fim atenți la felul ăsta de mită. O mită prin care arunci pedeapsa ta asupra altuia. De exemplu, să faci un accident. Eu știu că eu am fost vinovatul. Dar am eu pe cineva. Și îl chem pe ăla și vine polițistul ăla, îmi face el niște desene acolo pe foaie, el știe și cum a fost accidentul, pac, a făcut niște desene, eu l-am la asta permis, eu dau 6 milioane amendă, sănătate bună, eu am plecat acasă. Dar eu am fost vinovat, că n-am dat prioritate sau nu știu ce am făcut acolo. Asta e, din start, felul ăsta de a gândi la mită este greșit. Din start. Și asta este problema la oamenii ăștia doi. Asta este problema, că auziți ce spune Biblia despre ei. Se dădeau la lăcomie, luau mită și, ascultați, călcau dreptatea. Cu alte cuvinte, eu mă uit la tine. Ce se vede pe fața ta? Dolari. Pe fața ta, lire. Lira e mai scumpă. La coadă. Asta este o mită pe care o dai ca celălalt să sufere. Ceea ce tu ar trebui să suferi, eu dai în cârcă la alălalt. Și asta este cel mai des cuvântul ăsta pentru mită apare în cazurile acestea în Sfânta Scriptură. Cel mai des. Auziți, de exemplu, zice Biblia așa. Blestema să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat. Deci nu e vorba că dai un dar ca să-ți facă cineva un favor, ci ca să-l nenorocești pe altul. Auziți, blestema să fie cineva care va primi un dar ca să verse sânge nevinovat și auziți, și tot poporul să răspundă amin. Asta spune în Deuteronom. Și tot poporul să răspundă amin. Nu prea aveți grijă. El nu-și dă banii cu dobândă și auziți, nu ia mită împotriva celui nevinovat. Un om e nevinovat și tu iei mită ca să-l nenorocești. Zice, cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Zice Biblia, dacă nu vrei să te clatini, nici financiar, niciodată nu nenoroci un om cu mită ca să-i faci rău. Domnule, dau ca să-l înfund. L-am îngropat. Sănătate. Zice Domnul, dacă faci treaba asta, te-ai nenorocit. Dacă nu faci lucrul ăsta, zice, nu te vei clătina niciodată. Asta spune Sfânta Scriptură. Cine vrea să clatine? Eu cred că nimeni nu vrea să clatine. Noi din contră, cred că atunci când dai să-l bagi pe ăla, zicem că nu ne clătinăm noi. Zice Biblia că te clatine. Și auziți ce spune Scriptura. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Și sunt multe versete, dacă vreți, vi le dau. Dar ce am vrut să... Vedeți, e foarte ușor. Vreau să subliniez lucrul ăsta. E foarte ușor să vii așa... cu toporul. Și mie mi-e ușor. Să zic cu toporul, să zic, mita e rea, bum! Ai pus, punct și am încheiat-o. Când în spate, sunt mai multe tipuri de mită care le arată chiar Sfânta Scriptură. Și există un tip de mită pe care Scriptura, acum dacă vreți să discutăm, dacă toate tipurile de mită sunt greșite, asta este o altă discuție și nu-i cazul nostru. Scriptura însă condamnă vehement întotdeauna mita care face rău celuilalt. Mita care schimbă dreptatea, mita care te face să scalci caracterul, mita care te face să nu mai fii om, mita care te face să nu mai fii un om moral. Aia condamnă Scriptura vehement de la cap la coadă. Mita care te face să-l calci pe ălălalt în picioare, să-ți iasă ție dreptate. Aia e ceva fantastic de greșit. Și auziți ce spune Scriptura? Fiul lui Samuel l-au călcat pe urmele lui, ce se deau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Și la un moment dat, lucrurile astea s-au inflamat. La un moment dat, poporul nu a mai suportat.
La un moment dat nici românii nu mai suportă. Că doar ei dau mită, eu i-am învățat pe conducători cu mită. Nu i-a învățat nimeni altcineva. Dar la un moment dat nici măcar ei nu mai suportă treaba asta. Bun. Caracterul conducerei. Acum ne uităm la cheia poporului, cheia bătrânilor lui Israel. Care e cheia de rezolvare a situației respective? Auziți ce zic ei? Ei zic așa. Toți bătrânii lui Israel s-au strâns și au venit la Samuel la Rama. Ei au zis, iată că tu ești bătrân, iar îi spun lui Samuel, Samuel, vezi că ești pe moarte. Îl manipulează așa puțin. Vezi că ești bătrân, pun puțin presiune pe el, ești pe moarte. Și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. Acum pune un împărat peste noi să ne vudece cum au toate neamurile. Acum vreau să observați câteva aspecte. Zice, iată că tu ești bătrân, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale, acum pune un împărat peste noi să ne vudece cum au toate neamurile. Ei pun un împărat. Ce credeți că se întâmplă după ce îi schimbă conducerea și continuă să fie falimentar? Cine-s vinovat? Cine-s vinovat? Împărații. E foarte ușor să facem treaba asta. Ei schimbă forma de conducere și în caz de faliment politic, în caz că pică sistemul, cine e vinovat? Sistemul. Dar cine a pus sistemul? Păi noi am pus sistemul. Și vedeți, vreau să observați un lucru. Problema poporului Israel și bătrânilor lui Israel și a conducerii nu erau judecătorii aceștia care luau mită și care călcau dreptatea. Problema lor erau ei înșiși. Poporul Israel a fost blestemat atâta timp cât au trăit ei în păcat, nu conducătorii. Cât timp ei au trăit în păcat, uitați-vă în cartea judecători, ceea ce a salvat au fost judecătorii. În toată cartea judecătorii a salvat poporul. Poporul vine la un moment dat și spune, nu-ți pun judecătorii. Când sute de ani înainte, singura lor salvare au fost judecătorii care i-au ridicat Dumnezeu. Îi spun, nu-ți pun judecătorii. De ce au suferit ei zeci și zeci de ani fiind cotropiți de alte popoare? Din cauza judecătorilor? Nu, că judecătorii i-au salvat și le-au dat biruință militară. Nu, i-au suferit din cauza idolatriei și imoralității. Au suferit înaintea lui Dumnezeu datorită faptelor lor. Și ei, pe baza asta, propun o schimbare de conducere. Ce vreau să spun este următorul lucru. Dacă inima noastră nu este cum trebuie, asta nu înseamnă că trebuie să ne schimbăm pe alții, trebuie să ne schimbăm pe noi. Nu pe alții, pe noi. I-au vrut să schimbe pe alții, nu pe ei. Și uitați-vă la un lucru, zice, tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale. De ce credeți că copiii lui Samuel nu călcau pe urmele lui? Samuel este o figură în Vechiul Testament foarte importantă, un profet prin care Dumnezeu a lucrat extraordinar la reabilitarea și restaurarea spirituală a poporului Israel și politică chiar. De ce copiii lui n-au călcat pe urmele lui? Vreau să observați întâi că pocăința nu se moștenește. Noi, evanghelicii, trebuie să învățăm treaba asta. Pocăința nu se moștenește. Și părinții care sunteți credincioși, știți, crești cu un copil lângă tine, poate tu te rogi, citești Sfânta Scriptură, mergi la adunare și zici, doamne, nu se prinde nimica de tine? Nu se prinde. Că pocăința nu se prinde. Ei bine, noi întrebăm, nu se prinde? Nu se prinde. Vă spun, nu se prinde. Pocăința nu se prinde în felul ăsta. Pocăința nu se moștenește. Samuel a fost un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit prin el. Toată viața lui a fost un om credincios. Copiii lui nu au fost ca el. Simplu. Nu au fost ca el. Și acum poate să pot oferi niște motive pentru care copiii lui nu au fost ca el. Dar vreau să ținem minte lucrul ăsta. Noi, cei care avem copii și care acum sunt poate într-un fel sau altul, pocăința nu se moștenește. La pocăință se ajunge. La pocăință se avunge, nu se moștenește, se avunge acolo. Se avunge. Prin cercetarea Duhului Sfânt, prin predicarea Evangheliei și prin toate metodele pe care ne le-a dat Dumnezeu. Pocăința nu se moștenește. Contează mentorii pe care avem, o altă observație foarte importantă. Singurul model pe care l-a avut Samuel în viața lui a fost Eli, care a fost preot înaintea lui și judecător înaintea lui. Eli. Marele preot. Eli. Dar fiii lui Eli au fost niște oameni care au trăit așa cum au trăit, departe de Dumnezeu, în imoralitate și au fost și ei bandiți. Și el nu-i mustră, nu se ocupă de fiii lui, nu-i disciplinează pe fiii lui și Dumnezeu vine la un moment dat și spune, tu îți cintești fiii mai mult decât pe mine. Și singurul model pe care îl are Samuel este Eli. Samuel a văzut cum se poartă Eli cu copiii lui. Păi fiul meu, na, ce să-i faci? Și Samuel ia de la mentorul lui
aceeași greșeală. Să poartă cu fiii lui așa cum s-a purtat și el cu fiii lui. E aceeași greșeală. Contează foarte mult mentorii pe care avem. Mai există un aspect. Poți să-ți împlinești foarte bine vocația și chemarea ta într-o slujire oarecare. Și totuși să-ți ratezi chemarea în familie. Una dintre cele mai mari probe pe care le avem de dat în lumea aceasta este în familie. Și vă spun, este mai ușor să lucrezi în afară decât să lucrezi în familie. Este mai ușor să faci o afacere decât să lucrezi în familie. Este mai ușor să te ocupi de oamenii la muncă, este mai ușor să ai colegi, este mai ușor să ai prieteni, este mai ușor să ții relații în exterior decât să ții relații cu nevasta ta sau cu soțul tău și cu copiii tăi. El este mult mai greu. Cea mai grea muncă pe care o are de dus un om pe planeta asta este munca din familia lui. Dar asta este chemarea primară pe care ne-o dă Dumnezeu. Asta e chemarea primară pe care ne-o dă Dumnezeu. Și s-ar putea să fii un om de succes în exterior. Într-o muncă oarecare, că ești fotbalist, că ești mecanic, că ești predicator, că ești orice, oameni misionari extraordinari, oameni pe care au lucrat Dumnezeu, familiile lor să fie praf și pulbere, praf și pulbere. John Wesley a fost un om folosit extraordinar de Dumnezeu. Nevasta lui mergea în timp ce predica la 10.000 de oameni și arunca cu roșii în el, striga la el, îl bajocorea, că a lăsat-o singură acasă cu copiii. Asta e istorie. Un om prin care a lucrat Dumnezeu e extraordinar. El a înființat Biserica Metodistă, care există până în ziua de astăzi, după 300 de ani. Nu știu câți sunt, mulți. Și în America, și în Europa. Și nevasta îl ocăra, îl boicota. Nevasta lui boicota în timp ce el predica la oameni. Sunt oameni care au avut lucrări de succes. Testul se dă în familiile noastre, să știți, acolo se dă testul. Acolo e cea mai mare luptă. În afară lucrez cum lucrez. În casă trebuie să lucrez ca în război. Ca în tranșee. Dom'le, acolo nu ai pauză. Nu ai pauză. Nu știi când apucă pe unul să facă o trăsnaie. La ora 2 noapte, la ora 3 noaptea. Tu nu zici, bă, așteptați până mâine dimineață. Nu, atunci trebuie să trezești să rezolvi problema. Acolo ca în război, nu știi când vine grenada, nu știi când explodează ceva. La 2 noaptea, dar cum știți dumneavoastră, nu? La 1, la 2, nu știi niciodată. La 4 după amiaza. Auzi, s-o spart un geam. Cine l-a spart? Andrei. O dat foc. Cine o dat foc? Andrei. O intra la ala și o furat din curte. Cine o furat? Andrei. Domnule, nu știi când. La 4, eu n-aveam program. Nu mi-am făcut niciodată program să fac numai la ora 5, ca tata să fie acasă când vine la serviciu, să poată ocupa de probleme. Nu, când mi-a apucat. Asta e familia. Acolo se dă adevăratul test, în familie. Acolo se dă adevăratul test, acolo avem de muncit cel mai mult. Și uitați-vă, Samuel este un om de succes într-un fel în lucrarea lui, dar falimentează în creșterea copiilor lui. Observați un alt aspect foarte important pe care vreau să-l observăm în dimineața aceasta la oamenii ăștia care vin la Samuel. Zice, iată că tu ești bătrân și copiii tăi nu calcă pe urmele tale, acum pune un împărat peste noi să ne vedece cum au toate neamurile. Știți ce este foarte important de observat? Ei vin la profetul lui Dumnezeu. De ce se duceau oamenii de obicei la profeți? De ce se duceau oamenii în general la profeți? Hai să ne gândim asta. De ce oamenii se duc la cei numiți proroci? De ce se duc? Ca să ce? Sau la un om care spune care el nu știe revelații. De ce se duce? Se duce să-i dea sfaturi? Sau să primească? Să primească, nu? De asta zice la profet. Că profetul asta înseamnă că profetul are el o revelație mai specială decât tine. Și te duci la profet să-ți vorbească. Uitați-vă la oamenii ăștia să duc la profet nu ca să-l întrebe. Auzi, uite, fiii tăi sunt așa cum îs. Tu ești păducă. Întreabă pe Dumnezeu pentru noi ce putem să facem ca să rezolvăm problema asta. Nu! Ei s-au dus la profet să-i spună el la profet ce să facă. Să-l învețe pe profet. Și să știți că în ispita asta a fost poporul Israel și în ispita asta putem să fim și noi astăzi, să ne ducem la conducătorii adunării sau să ne ducem la oamenii pe care Dumnezeu i-a investit și pe care noi recunoaștem că Dumnezeu le-a dat înțelepciune specială mai multe decât noi să conducă Biserica Domnului. Și nu ne ducem să întrebăm ce să facem noi, ci le spunem noi ce să facă. Și nu e așa că, în general, noi, și eu înainte să fi fost, poate, în ucenicia asta, eu știam ce trebuie să facă ceilalți. Noi știm ce trebuie să facă ceilalți. Am fi așa să povestim și să spunem ce trebuie să facă conducătorii. Nu e așa că noi știm ce trebuie să facă politicienii în țara asta? Nu știm, cum să nu știm? Nu știm. Nu știm cum s-ar putea rezolva problemele din Orientul Mijlociu. Nu știm. Noi știm. Numai că dacă am fi noi acolo, noi am face, dar dacă nu suntem, asta e, dacă Dumnezeu ne-a chemat, noi știm. Și ei știau. Ei știau, ei s-au dus la profet, dar nu s-au dus la profet să ceară sfat. S-au dus la profet
Să-i dicteze, să-i spună ce să facă. Și spune Biblia foarte important la un moment dat, zice, în vremurile din urmă, oamenii își vor da învățători după poftele lor. Cu alte cuvinte zice așa, mă, tu nu știi, îți spune noi ce trebuie să predici. Uite, asta, asta, asta și asta. Asta trebuie să spui. Și el spune asta, dacă spune, vor da învățători, astea sunt poftele mele, tu asta predici. Și el predică asta. El predică asta. Zice, apoi, uitați, zice, să pună un împărat peste noi, cum au toate neamurile. Știți care a fost ispita poporului Israel? Și asta s-ar putea să fie și ispita noastră. Ispita s-ar putea să te uiți la, poate la bisericile din jur. Acum să nu, să fim sinceri, nu toate adunările merg după cadența pe care Dumnezeu a stabilit-o. Indiferent de culoare confesională, de denominație, nu toate merg după cadența lui Dumnezeu. Și s-ar putea să ne uităm la ei și să vedem un fel de succes. Și noi să se nască ispita asta, a? Și să spunem, mă, dar oare păstorul nostru de ce nu face așa? Uite câți tineri o strânsă aia, sau uite câți oameni să strâng la ea. Tu nu știi ce e în spate acolo, tu nu știi cu ce îi strânge și cu ce îi ține. Dar vezi un fel de succes exterior. Și ei să uitau, istoria arată că în perioada aceea popoarele din jurul Israel o duceau destul de bine. Că de asta i-au cotropit în continuu. Că aveau putere militară, aveau forță militară, aveau forță de ocupație. Erau foarte bine puși la punct. La un moment dat filistenii aveau fier, în Israel nu se găsea fier, domnule, de făcut arme. Păi erau puși bine la punct. Și normal că s-o întreba, bă, ce conducători avem noi? Nu sunt stare să ne facă niște săbi, domnule. Noi încă ne batem cu ciomegele. Ăștia vin cu fierele la noi, una să dai cu băta în cap și una să dai cu sabia ascuțită să te tai în bucăți. Ce conducători avem noi? Numai că Dumnezeu n-a vrut ca oamenii aceștia să se bazeze pe forța militară. N-a vrut să se bazeze pe niște oameni impunători. N-a vrut să aibă și ei același fel de... N-a vrut Dumnezeu ca ei să aibă același fel de succes ca popoarele din jur. Dumnezeu a vrut ca ei să fie slab din punctul ăsta de vedere. Și militar, și politic, ca să se bazeze pe el. Și totdeauna să fugă la Dumnezeu, nu să fugă la împărat. Totdeauna să fugă la Dumnezeu, nu să fugă la comandantul de armată și să spună armata. Nu mai întrebăm pe Dumnezeu, nu avem noi treabă. Lasă, domnule, armata la luptă cu ei. Nu, Dumnezeu n-a vrut asta. Dumnezeu a vrut ca poporul să depindă de el. Dumnezeu a vrut ca poporul să se ducă totdeauna la Dumnezeu. Și noi s-ar putea să împrumutăm anumite metode, anumite strategii, anumite filozofii, să facem lucrarea lui Dumnezeu să funcționeze așa de bine că nici nu avem nevoie de Duhul Sfânt. Să nu mai avem nevoie de Duhul Sfânt. Să vii la adunare și să spui, au fost Duhul Sfânt? Dom'le, nu știm. Noi am făcut ce trebuie să facem. Se prea poate să aducem în poporul lui Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu lucruri luate de la oameni, din felul în care le fac oamenii, ca să fie lucrurile bine. Și să nu mai trebuiască, ce ați zice dumneavoastră dacă am fi venit noi într-o dimineață aici? Să ne rugăm, începem să ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm, să face 10:30, noi continuăm să ne rugăm. Să face 10:40, 10:50, 11 și noi continuăm să ne rugăm. Ar fi așa o fofă tânătare, domnule, ce cu ăștia, au luat o rază, ce să roagă ăștia atâta, care-i problema, ce... Coboară odată la amvon, că trebuie să trecem la program. Și fratele spune, apropo, fac o pauză, încă ne rugăm că prezența Domnului nu e adunare. Ce vrea să zică? Nu zice acolo în Biblie că unii sunt doi sau trei domni în mijlocul lor, acolo în contextul disciplinei. Dar zice, nu zice acolo, n-am scos versetul din context, ne-am acoperit cu el. Zice, nu zice Domnul că e prezent oriunde. Păi Dumnezeu e prezent oriunde. Zice, dacă mă duc în locuința morților, tu ești acolo. La ce să ne rugăm pentru prezența Domnului? Fiți serios, mergeți înainte cu programul. Nu vi s-ar părea ciudat? Ne rugăm să vină prezența Domnului sau să ne rugăm să... Zice, nu, programul. E foarte posibil, ce vreau să spun, e foarte posibil să intrăm în mentalitatea aceasta de a împrumuta lucruri de la oameni, să facem lucrarea Domnului în exterior. Să facem lucrarea Domnului în exterior ca să nu mai trebuiască să ne ducem să depindem de Dumnezeu. Să tot te duci tu în fiecare duminică dimineață să bați la Dumnezeu, la 9:30. Doamne, vină cu noi azi. Doamne, dă har în predicare. Doamne, mântuiește pe ea. Doamne, Dumnezeu nu vrea să-i mântuiască, ne aducem noi cu alte metode. Nu vrea Dumnezeu să vină în mijlocul nostru, las că facem noi altfel. E foarte posibil. Asta au făcut ei. Zice să facă cum au toate neamurile. Timpul a expirat în dimineața aceasta. Doresc să învățăm ca popor al lui Dumnezeu în zile de astăzi, cel puțin două aspecte pe care le-am observat aici în textul pe care l-am citit, și anume... Să nu ne lăsăm niciodată manipulați de faptul că într-un fel sau altul lucrurile nu merg bine, de context.
E bătrân Samuel. Fiul lui nu de caracter. Să ținem minte că binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste noi când suntem pocăiți. Să știți, binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste noi când suntem pocăiți. Și soluțiile pe care le propunem noi, soluțiile pe care le propunem noi, cheia pe care o aducem noi, cum se vede în textul acesta, cheia nu trebuie să fie una lumească, cum au toate neamurile. Cum au toate neamurile.